Rolul din filmul Marvel cu supereroi Avengers Infinity War a propulsat-o pe Scarlett Johansson pe prima poziție în lista anuală a celor mai bine plătite actrițe din lume. Johansson a primit 40,5 milioane de dolari în perioada 1 iunie 2017-1 iunie 2018, de 4 ori mai mult decât în anul precedent. Angelina Jolie este ocupanta locului al doilea după ce a câștigat 28 de milioane de dolari, mare parte datorită rolului din filmul Maleficent 2, care va fi lansat în anul 2020. Jennifer Aniston, care are un venit regulat datorită rolului pe care l-a jucat în sitcomul Friends din anii 1990, s-a situat pe poziția a treia cu 19,5 milioane de dolari. În continuarea clasamentului se află actrițele Jennifer Lawrence, Reese Witherspoon, Mila Kunis, Kate Blanchett, Melissa McCartney și Gal Gadot. Anul trecut, cea mai bine plătită actriță a fost câștigătoarea premiului Oscar pentru rolul din La La Band, Emma Stone, care nu se regăsește în top 10. Lista celor mai bine plătiți actori va fi anunțată săptămâna viitoare de către revista Forbes. Publicația alcătuiește acest clasament anual în funcție de datele oferite de compania Nielsen, dar ține cont și de interviurile date de oameni din industrie.